Primarul Comunei Crișeni, Călin Morar, și echipa de conducere a primăriei au susținut o conferință de presă în care au arătat care este viziunea echipei de conducere față de posibilitatea de a asigura cetățenilor cât mai bune condiții de viață. Viziunea pe care o avem această echipă pentru Comuna Crișeni, pentru cele trei sate, nu e doar pentru astăzi. Dacă în trecut s-a gândit doar pentru astăzi sau pentru ieri, cred că viziunea clară și normală este să ne gândim pentru un plan mediu și cu bătaie lungă, pentru că o comunitate în plină dezvoltare urbană, după recensământul populației, depășim, cred că, 4.000 de locuitori. O comună care acum câțiva ani de zile avea 2.300 și ceva. În fiecare an eliberăm aproape 100 de autorizații de construcții. Sunt oameni care vin în Comuna Crișeni, ei sunt bineveniți acasă. Ne dorim să fie bine primiți, pentru că ei nu știu trecutul acestei primării, ei văd doar prezentul și își doresc un viitor bun pentru ei și pentru copiii lor, pentru că de aia se mută în comuna și în localitatea Crișeni. Ieri, împreună cu domnul viceprimar Dovocan, am fost în București, la Ministerul Dezvoltării, am semnat unul dintre cele mai importante contracte de infrastructură pentru Comuna Crișeni, pentru cele trei localități. E vorba de extinderea rețelelor de canalizare și branșamente în Comuna Crișeni, în valoare de aproape 4,5 milioane de euro, 225 de miliarde vechi, care vor fi duși în execuție pe toate străzile din localitatea Crișeni, localitățile Crișeni, Gârceiu și Cristur. Pentru că e lucrarea principală, de aia se leagă tot ce înseamnă restul lucrărilor de infrastructură. Să știți că, deși în 2016, când am venit în primăria Crișeni, n-am avut niciun proiect pe PNDL 2, puteam, forțat, să aducem asfalt pe străzile din cele trei localități. Spuneți-mi, vă rog, ce spuneau oamenii din Comuna Crișeni în momentul în care începeam să introducem, pentru că o să vă prezint, canalizare pe străzi, 70% din comună nu are. Am salvat în primul mandat, împreună cu echipa de atunci, viceprimarul Dovocan și domnul Alexandru Crișan, care mi-a fost consilier personal, și echipa care a fost la acel moment dat, am adus aproape 40 de miliarde și am salvat o canalizare abandonată în 2011. Satele Gârceiu și satele Cristur sunt conectate la UFO Doba, mulțumesc conducerii primăriei Dobrin și Sălățic, cele două sate, 3,5 km Gârceiu, 2,6 km Cristur și jumate din satul Crișeni, cu trei stații de pompare, s-a rezolvat cea mai gravă problemă. Sigur că așteptările sunt mari. Au venit 2 ani de pandemie în care Europa, lumea în general, și-a canalizat și a focusat tot ce a însemnat fonduri, tot ce a însemnat logistic pe sănătatea oamenilor, pentru că omul era prioritar. Sigur că foarte mulți, unii, nu înțeleg. E într-adevăr schimbări din punct de vedere guvernamental. E o întârziere de un an. Dar noi, oameni buni, n-am dormit. Pentru că din 2020, proiectele care astăzi vin spre finanțare sunt terminate cu avize, cu tot. Așteaptă finanțare. Deci acest proiect, pe masă, e contractul pe care l-a semnat ieri la Ministerul Dezvoltării în prezența domnului secretar de stat Racuci, Claudiu Racuci, care vreau să-i mulțumesc. Și dacă toți suntem la momentul mulțumirilor, la început v-am spus de echipă, nu puteam fără, sigur, acest ajutor și mulțumesc Guvernului României pentru că banii de acolo vin. Acest guvern blamat, acest guvern care se spune că nu face nimic. Vă spun pentru că sunt în administrație de 22 de ani. E pentru prima dată când văd un guvern care gândește. N-au dat bani pe apă și canal, n-au dat bani pe drumuri dacă în localitatea sau în comuna respectivă nu există rețele de apă și canal. E pentru prima dată când s-a gândit
când s-a pus cap mintea în folosul comunităților locale. Nu puteam fără organizația PNL, nu puteam fără oamenii reprezentativi. În spatele nostru a fost un om deosebit, care îi port un respect deosebit. E ministrul Lucian Bode, care, încă o dată vă spun, echipa mea, îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru comuna și pentru localitățile celor Crișeni, Gârcei, Cristuri. Pentru că contează enorm de mult oameni buni acolo, la București, să ai un om reprezentativ care a dat drumul în postura de ministru al transporturilor și în postura de ministru de interne. Astăzi îl blamăm, astăzi îl acuzăm. Acest om a pus pe picioare infrastructura Transilvaniei și a României. Contracte care au fost blocate ani de zile. Nu ne place că avem un sălăjan acolo. Ce să facem? Orgoliile sunt atât de mari. Trăim în lumea celor nemuri care doar atâta știu. În spatele, v-am spus, pe Facebook, în spatele unui profil de Facebook, nici măcar poza nu și-o pun, reușesc să blameze. Oameni care în viața lor n-au făcut nimic. N-au pus o floare, n-au pus un pom în comuna lor, în satul lor, dar reușesc pe rețelele de socializare să blameze.